ce suflete frumoase. Sunt eu, Mr. Olympia. Cine este dracea asta, băiatul popune? Asta zic. Exact, toată lumea ce face dracea, dar nimeni cum e dracea. Sunt bine, sport. Voi vă dați seama, așa mi se pare că îți dai seama în viață când bătrânești, când te bucuri că faci curat în frigider și în congelator. Și au aruncat doi saci de căcaturi. Băi, și am așa o bucurie în suflet și azi când am tot trecut pe lângă el, am mai deschis așa să mă sfie, da, tată, e ce trebuie. Jocuri la care te pricep, n-avem, aia e problema. Efectiv, asta este cea mai mare problemă pe stream-ul ăsta, că nu mă pricep la jocuri. Sună rău pentru mine și în general ca om când vă zice cineva, dar am intrat în a treia săptămână de nebăut alcool. Ne apropiem ușor-ușor, se face și a treia cu totul, dar... E greu. Ai 57 de ani, asta zic. Eu ziceam aici, frate, e ok să... Ai 57 de ani, dă-te, m***a. De unde iau sneakers ok la preț? Ceva mai ok, nu 700. Poți să intri pe grid-sport.ro și ai acolo o reducere de 10%. Dacă găsești o pereche de 600 de lei, pam, ai băgat ăsta și stai... 60 de lei, cred că înseamnă 10%. Deci când am băut ultima dată, pot să zic exact, am băut duminică, acum 2 săptămâni. Deci duminica asta s-ar face 3 săptămâni, sau sâmbătă sau duminică. Știu că într-un weekend am zis, bă, gata, nu mai mă piș, nu vreau să mai beau. Pentru că am băut, mi s-a părut că ajunsesem la atât de băut prost de la, adică nu mai are nicio bucurie. Mi se pare foarte mișto că dacă faci o pauză, când faci o pauză de la alcool și după aia te duci să bei, iar bă, te bucuri parcă de băutul ăla, dar așa dacă bei constant, că eu beam, adică beam singura zi în care n-am băut aproape niciodată și cumva scăpa mereu, era lunea. Pentru că în ziua de luni n-aveam absolut nimic de făcut. Adică nimic de făcut de ieșit în oraș, că eu kicks and dicks trebuia să fac, dar n-am făcut. În fine, până acolo. Marți aveam open mic la 99, la care e pauză momentan. Miercurea ori era un show, ori mă duceam la open mic la comics, oriceva. Joia, ori open mic la full, ori de obicei se punea câte un show joia la care cam tot eram. Și după aia vineri, sâmbătă, duminică, chit că aveam show, chit că n-aveam, ieșeam în oraș. Și eu efectiv, de marți spre duminică, beam în fiecare seară. Nu zic că îmi dădeam omorul sau ceva, dar băgam continuu și nu era ok. Și acum s-a tăiat și open mic-ul și ok. Am început să mă duc, liniștit acolo să nu mai beau. Și să nu beți apă, aia, adică să beți apă că e sănătos. Dar zic că dacă vă duceți și vreți să vă abțineți, să nu beți apă că o să vă dea foarte nașpa, că tot simți că nu e ceva. Bagi un suc de portocale sau ceva, limonadă, sau, dar să nu fie cu zahăr, că o dai în alte căcaturi. Deci ideea e să tot bei ceva așa și după aia te obișnuiești ușor, ușor. Te salută băieții din Altex Iași. Salut, când vin la Iași, la Altex vin. Dar nu cred că am fost vreodată în Altex în Iași? Am fost în Iași 100% de mai multe ori, dar în Altex nu știu dacă... Ok, stai că mi-a scris Bobo ceva. Da, am filmat o chestie pentru o campanie înainte să filmez azi Kiss the Dix și mi-a mai luat o lumină și am zis ca țăranul, power tată, dă-le pambele la maxim și sigur e bine. Și mi-a trimis acum, m-a întrebat Bobo dacă mai am tavan în casă, ce p***a mea se vede ars. Efectiv am distrus, nu mă zici că, iese un înger din mine la un moment dat, totul super, super shiny. Aveam în general o profă de engleză, Sidonia, ultima speță de femeie, mă jură. Ultima speță. Gata băieți, vedeți și voi. Tu ți-ai Arsenal? Mamă, și parcă vezi că îmi rupe capul. Ia uite că face el brazilian ca cu mine. Fii atent că ăsta e jucător de la deștie. Bă, să nu mă bați, că e pe stream-ul meu, frate. Și mi s-ar părea super aiure. Du-te bă, Benzema, sus! Bă! Te-a lăsat? Ziceți că m-a lăsat? Nu m-am glumit, bă, Bogdane, dacă vrei să mă bați, batem, asta e, jucăm sincer acum, să nu dai impresii bune despre mine. Dacă tu crezi că poți să mă distrugi, nu-i problemă. Hai, Vini! Hai, Vini, și să stare viteză, băieți! Puh! Parcă vezi că acum a reprizat o joacă de 18 ori mai rău, îmi dă 25 de goluri și nu, ai, mă, fută! Nu mai m-am demoralizat, simte asta. Hai, mă, Curtof! Oricum îi dau report dacă mă bate. Bă, dar nimic. A dat gol, nu? Da, bă, le joacă băiatul ăsta, n-ai ce să-i faci. Asta e România. Îți dai seama că nu m-a lăsat să dau golul ăsta. Da,
Las mă unul în ea. Ia uite, face scorpionul el, mă. Cambulan, nu o să mint. Penalti! Avem penalti! Ia uite-l, mă. Bravo, băieți. Am trimis portarul după țigări. Nu, hai mă, Cori. Hai că poate. Bă, cum a scos-o, mă, de pe linie? Băgă-mi și curată. Bună pasă. Facem ce ai, Nicu? Bă, dar ce fugă ăștia, bă, băiatule, bă! Asta este. Un meci mai prost. Foarte frumos gol. Chiar frumos rău. Comparativ cu voleul ăla lui Zlatan, mult mai frumos ăsta. Aș jucă și mâine FIFA, că gata. Mersi, Bogdane, că nu m-ai umilit. Chiar apreciez. Că puteai să-mi rup capul, sincer. Du-te, m***. Începem de încălzire asta. Asta sunt. Cam gaming. Mi-a dat shoot un cur, nu să vă mint. Ce m-a speriat, rasa, că mă uitam în sus. Play again. Pe desenat ești tank. Vrei să vă arăt că o să câștigă meciul ăsta? Că eu vreau, dacă, adică dacă vreau, distrug. Dar n-am avut eu, okay. Fiți atenți că pe ăsta-l juc în serios. Hai să-mi bat, dacă începem așa. Eu vă scoate ventil. Am greșit și eu, dar cine nu greșește? Uite-l f***l în gură unde era. Pișeam aș pe tine că mi-a stat inima, dar am zis că aici mor. Și fiți atenți, schema dreapta. Ia mă ăla! Asta zic. Ce v-am zis, mă? Ce v-a zis? Schemau, ba! Care bulan cu... Vezi că chiar așa am vrut să fac, ești nebun la cap? Că ăștia care de-abia aterizează sunt pe bătaie să vină ei înapoi repede să-ți facă felia, da? Am dat ăla pe mine, m-am băgat înăuntru. Îl câștigăm pe ăsta degeaba, e ok, s-a întâmplat, acum a fost o... O misunderstanding de aia. Luăm, v-am promis că îl câștigăm pe ăsta, îl câștigăm. Nu știam ce face, tot așteptam să-i dau figura sau ceva, chiar nu înțelegeam ce voia să facă băiat. Dar mulțumim pentru arme și... Aoleu, e aici. Să vezi că s-a închis, research, nu s-a închis. S-a întors. Ce promisiuni s-a, dacă am promis că mă câștigăm meciul ăsta, îl câștigăm, nu min. Mamă, dar e plin de băieți pe aici, ești nebun. Ce faci cu... Locul 14, exact cât am zis că o să luăm. Eu zic că ne-am distrat suficient și pe seara asta vă mulțumesc din corazon că ați rămas. Mă duc să mănânc, să mă calmez, că nu mai, deci nu... Kicks and Digs, YouTube... The member, ce vreți voi, facem și aici, totul bine, veniți la spectacole, sănătate, ce vreți voi, mai bine. Mă duc, nu te dumă, mă duc, v-am pupat, mai bine.